Minerul își construiește singur cerul. Un an de zile ai pus benzină. Benzină. Și motorină. Nu, 6 luni și motorină. 6 luni asta am făcut, doar puneam benzină. După 6 luni s-a deschis și un restaurant lângă și eram și ospătar. Și la bucătărie tot eu încălzeam ciorba, că eram singur. Noaptea nu aveam bucătar, nu. De-aia eram bucătar, ospătar, benzinar. Minerul din mici, din mici lăpașe lucitoare. Râde fără sunet, dar râde în... Mamă, nu se poate să... Hai să ne grăbim, e vina tanticii, vina tanticii din urmă. Minerul c-o mână poate să atingă cerul. Minează avut Horea. Minează avut Horea. Păi iată. Rabotă-i? Știu, etă. Etă banana. Ia zi. Minerul. Știți melodia asta cu minerul? Lasă, bă, minerii acum, că minerii sunt pe cale de dispariție. Mamă, sunt multe. Mă gândesc că sunt și versuri aici la melodii pe care să mi le dai să le cânt, nu doar întrebări, nu? Sau? Ce melodii? Ce întrebări? Ce versuri? Nu știu. Nu nimic. Știu, eu mai cânt de asta. La podcasturi, nu știu dacă m-ai văzut. La ce? Ce? Nu vreau să... Nimic. 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 Doar avem doar muzica de fundal de la pian, atât. Dacă vrei să... Dăm un do. Mulțumesc, asta e. Vrei o notă? Cere omului. 10. Să știi că Eddie, foarte bun. Da, păi, foarte bun. Dumnezeule, mă. Când pot să fac un intro pentru cei care nu urmăresc. Te rog. Astăzi, dragii mei, am invitat un prieten care se auto-intitulează stand-upper. Asta înseamnă că vom auzi glume. Abia aștept să rând. Să rând. Îmi plac bulbele mele. Abia aștept să râd, deja prima poantă mea. Abia aștept să râd la poantele lui MCN. Mulțumesc mult de invitație, eu am plecat. Dragii mei, el este marele Cosmin Natanticu. NCC, dacă puteai... Dacă... Dar NCCC era. Natanticu Constantin Cosmin. Dacă... Nu. MCN, marele Cosmin Natanticu, mi se pare o găsire. Bună. A, nu te-ai prins. Nu, m-am dus acolo. Ok, o să fac poate mai simple. Chiar te rog. De câte ori ți s-a stâlcit numele ăsta, Natanticu? N-am numărat, dar... Zi-mi variantele. Deci, eu m-am gândit la două, dar în rest, cred că tu le știi mai bine. Primul om care mi-a stâlcit numele la televizor a fost Bitman. În anul 2001. Pasa? Ce a zis? A zis Natanciu. A zis, nu, prima oară a zis Natancu și eu eram lângă... Natanciu. El credea că e frate cu Brânciu. Natanciu, mă, frate, sunt lui Brânciu. Da, dar începând de la școală până în zilele noastre, adică de 30 și ceva de ani de când mă știu eu, mi s-a apocit numele și voit și nevoit. Dar de cele mai multe ori nevoit. Dincolo de stâlceala numelui, care mi se pare, câteodată, și mie mi s-a spus Brancu. Brancu. Brâncu. Și de cele, Berciu ți s-a spus? Berciu, și de cele mai multe ori vine la mine cineva și îmi zice, salut Mircea! Asta nu-i stâlceală, e poreclă, e nume, e botez pur și simplu. Dar Mircea, de la ce crezi că ar fi venit? Habar n-am. De asta vroiam să discut cu azi cu tine asta. Restul nu mă interesează. De ce crezi tu că mi se spune Mircea în loc de Horia? Așa gândesc și eu. Eu știu de ce mă gândeam la Mircea Badea.
Dar ce treabă? Eu sunt frasul lui Mircea Badea, că m-a văzut împreună cu el? Sau ai lucrat mult la antenă în perioada în care și el... Am lucrat și la antenă. Și vă țin minte că a fost și invitat la Gong Show, unde am fost și eu. Oh, eu de-aia am făcut această legătură și analogie, dacă pot să-i spun așa. Întrerupem aici emisiunea noastră și da, Gong Show, a fost prima noastră întâlnire. De ce să nu spunem, domnul Mircea? De ce să nu amintim începuturile mele, cel puțin? Gong Show. Scuze-mă. Da. A fost prima ta apariție pe un post? Nu. Ah. Am apărut la Bitman, care mi-a pocit numele la TVR. A fost prima mea. Am început cu TVR1. Dar la Gong Show nu ți-am pocit nimic. Nu, nici nu mi-aminte, sincer. Nu, pentru că noi eram o trupă de umor atunci și nu mi-aduc aminte. Așa. Cu cine erai în trupa aia de umor? Cu Marius Coandă, cu Sică și cu încă un băiat, Cătălin Istudor, și făceam... Dintre voi, membrii acelei trupe care se numea... Neața. Pentru că nu ne plăcea să ne trezim dimineața și... Nu. Tu practic, prin numele trupelor pe care ai fost, prin tot ce ai făcut, îmi faci oglinda vieții mele. De ce? Cum s-a numit Neața? După aceea tu ai fost la Antena 1 și ai făcut Neața și după aceea și... Au avut legătură. Scuze-mă, vreau să revin la un loc în care tu te-ai născut. Da. Petroșani. Și eu revin din când în când acolo. Când ai fost ultima dată la Petroșani? Ultima dată la Petroșani am fost anul acesta, înainte de vară, cred că undeva în aprilie. Și spunem că te-ai întâlnit cu toată lumea acolo, cu frații tăi. Eu mai am la Petroșani, mai am doar pe tata și o soră. O soră? Da. Câte surori ai? 3. Drai? Anțvai drai? Da. Și un frate. Dar m-ai întrebat de surori. Cu cine ții legătura cel mai bine dintre frații tăi? E un lucru la care și eu mă gândesc din când în când. Cu fratele meu. Cel mai des. Cum îl cheamă? Marian. Cu tine țin cel mai des legătura. Asta trebuie să... Da, sigur că da. Noi îi vom face o filmare specială pentru Marian, o să o punem într-o căsuță poștală și o să o trimitem la Petroșani, unde Marian o să spună... Ce avem? A, curierul? Cine? Ce-ți... O filmare? O filmare. Poftim? Dar nu i-aș trimite-o și i-aș pune pe... Cum are el un bloc în fața blocului lui, să-i pun așa, știi? Să iasă la geam și să fie un proiector. Eu cred că asta e o crimă, să construiești un bloc în fața unui alt bloc. Sunt multe crime în țara asta. Da. Vreau să-ți spun ceva în față. Să-mi pui ceva în față sau să-mi spui ceva în față? Nu, îți spun. Îți spun ceva în față. Te rog. Iar tu va trebui să-mi spui povestea acelui lucru. Ești pregătit? Deci hai să spun un lucru înainte de a începe, că mie mi se pare că acum începem. Eu, serios? Mi se pare că am ieșit din taxi, eram pregătit să vorbim un pic, să, nu știu, că mi-ai promis Marele Alb, că ne punem așa un pic, băi, uite, Natanticu, să nu-ți faci griji, știi că ești pe mâini bune. Da. Și mie mi se pare că au trecut, nu știu, cred că 20 de minute din podcast și chiar am început noi, chiar filmăm asta, adică noi... Da, am făcut, da. Vrei să fac, dacă vrei, luăm de la capăt. Doamne ștor, MCN. Nu, dar o luăm de la capăt, de la intrare. De la intrare. Așa, punem ceva în față. Ok. Chiar mi-era foame și așa. Aceasta este o banană. Da? O poți arăta la capăt. Aceasta este o banană. Care credeți că este prețul cel bun? Cine a mai... Zi, ce fac cu această banană? Ce s-a întâmplat cu banana la Petroșani? Ah. Da. Iartă-mă, dar... Dacă era și verde, mă ducea acolo. Pentru că, da, pe timpul lui Ceaușescu, cum probabil cei care au prins perioada asta sau cei care au mai auzit povești, foarte greu găseai banane. Nici nu știam cum arată. Vorbea despre banane, nu știam cum arată și tatăl meu, când a venit acasă, a luat un kilogram de banane. Un kilogram. Nu mai știu, dar... Câteva banane. Vreo 4 banane. Cum se dădea atunci, a stat mult la rând cu aceste banane verzi. Și le-a adus acasă și le-a fiert. Și a făcut maciun de banane să ne ajungă la toți. Noi suntem 5 frați, îți dai seama. Cum împarți 4 banane la 5 frați, plus 2 părinți care mâncau mai mult ca noi. Atunci a zis că facem maciun de banane, pe pâine ne-a ajuns la toți. Și... Șef, numai puțin anunț. Șef din toate țările, plecați urechea la noua rețetă de banane, majun de banane. A fost ia un snop de banane, se bagă într-o oală
bulbucindă și după aceea se scoate majunul, care probabil se depune pe fundul, da? Da? Și după aceea se pune pe cald. Asta e o chestie senzațională. Cald. Pui ceva peste banane? Dar știi că fiind vers nu prea aveau gust, ne-am pus zahăr peste casă. De ce nu s-au inventat podcasturile atunci? Să fie... De ce telefoanele n-au fost atunci? Uite, uite, un nou banană. Cum ar fi fost? Ar fi fost tare. Uite, asta e pentru tine cadou. Mulțumesc. Poți să mănânci când vrei. Eu dulu tata. Se arăt cum se mănâncă. Da. O să o păstrez. Dacă mai ai lucruri pentru mine, mie îmi place să... Când mă duc, oriunde mă duc, să nu vin cu mâna goală acasă. Eu te-am văzut prima dată. Deci, recunosc, nu mi-am mai adus aminte de întâmplarea asta cu Gong Show, dar eu te-am văzut prima dată la televizor, într-un taxi. Era meseria ta? Nu, nici nu aveam carnet. Încep să cred că viața ta e un fel de nonsensuri. Sigur că da, am împușcat-o Alice, dar n-aveam permis. Dar n-aveam Alice, dar nu aveam pușcă. Dar cu ce ai împușcat-o? Da. Am tras cu ochiul. E un fel de... piesă de-a lui Ionescu, dacă vrei, teatru absurd. Dar nu, da, zici de taxi driver. Da, taxi driver, erai acolo. Eram acolo. Și țin minte cu un tip pe care l-am cunoscut, a cărui nume de fiecare dată când îl pronunț, îmi aduce un zâmbet. Varză. Varză. Da. Ce faci, Varză? Ce face Varză? Ce face Varză? Varză este în UK acum, face delivery pizza. Deci ai fost taximetrist? Nu. Am fost taximetrist, dar nu șofer. Care au fost celelalte meserii pe care le-ai avut? Pentru că eu am terminat liceu economic, bucătar, ospătar, cofetar. Așa e profilul. Sunt praf. Deci, scuze-mă, așa? Da. Tu. Da. Adică pentru niște chestii care trebuie să lucrezi o viață, tu le-ai avut din prima clipă. Din prima clipă, da. Am și dat atestat, am făcut sarmale și prăjitură Doboș, ca să... Așa se dă la liceu economic atestatul, să-ți iei atestatul, deci faci și practic. Așa, masteratul, Doboș, da. Ce ai făcut la Doboș? Doboș. Scuze-mă, da. Nu vreau să trec mai departe. Da. Cum se face Doboșul? Habar n-am, pentru că asta vreau să spun, stai să-ți explic. Sarmalele, îți dai seama, mi le-au făcut surorile acasă, eu doar l-am fiert. Nu. Eu doar l-am fiert. Dă-mi atestatul. Nu l-am la mine, dacă știam. Iar prăjitura Doboș a trebuit doar să... S-a dus atestatul tău. Iar prăjitura Doboș a trebuit acolo în fața comisiei doar să umplu cu cremă și le puneai să trecea comisia așa și fiecare produs sau, mă rog, aliment uitau și simte că prăjitura mea Doboș era așa și după ce a trecut comisia s-a muiat și a căzut. Dar el a trecut și că eram în filme. Și deci nu practic această meserie, dar că m-ai întrebat de meserie, prima mea meserie a fost de benzinar. Nu știu dacă există în nomenclatorul meserilor benzinar. Dar... Benzinarul ce face? Vine mașina, ia pompa, bagă în rezervor. În rezervor, ia banii și pleacă acasă. Nu, și cu banii. Fugi. Film artistic. Da. Asta, și am lucrat un an de zile. Un an de zile ai pus benzină? Benzină. Și motorină? Nu, 6 luni și motorină. 6 luni asta am făcut, doar puneam benzină. După 6 luni s-a deschis și un restaurant lângă, adică din aceeași. Și eram și ospătar. Adică fugeam de la... Venea, uite, un tirist, să dau un exemplu. Îi băga motorină și zicea, aveți și restaurant? Da, yes, da. Yes. Dar yes. Nu, că era român. Dar eu puteam să zic yes. Yeah. Și erau disperați. Avem un Doboș excelent. Da, nu, ciorbă de burtă, erau terminat. Ah. Și când vedeau că băiatul care bagă motorină, venea la masă și, ce doriți? Păi tu, da. Și la bucătărie tot eu încălzeam ciorba, că eram singur. Noaptea nu aveam bucătar, nu. De-aia eram bucătar, ospătar, benzinar. Da. Spune-mi că aici s-au terminat meseriile tale. Da, aici. Nu, începusem să mă complexez. Da, am avut 3 în 1, dai seama. Am fost și bucătar, am fost și ospătar și benzinar. Adică suficient. Într-un an de zile să lucrez 3 meserii și în același loc. Și odată. Într-un an de zile, tu acolo ți-ai făcut o adevărată rețea. Oamenii te salutau, știau. Băi, du-te să spui la Natanticu benzină. E senzațional și îți oferă și o ciorbă de burtă. Da, nu cred că ziceau Natanticu, dar ziceau du-te la peștera Bolii, unde așa se numește locul unde era benzinăria. Scuze-mă. Nu mă știa lumea atunci. Cum să nu te știe lumea? Nu. Adică, de ce? Pentru că nu apăruseam la televizor, dar eram un benzinar cunoscut, dacă vrei. Dar nu apăruseam la televizor. În paralel, chiar spre finalul, să zic,
meserie, evoluției mele de benzinar, am apărut la Bravo Bravissimo, concurent. În ce an era asta? 2001. Cred că a fost prima emisiune a lui Bitman. Da. Prezentată de Bitman. Da. Dar ca să știi, eu am mai spus, dar vreau să știi și tu, am ajuns acolo concurent și am fost cel mai longeviv concurent al emisiunii până la momentul respectiv. Aveam 6 ediții câștigate la rând, cântam, dansam și făceam artă dramatică. Și lumea de acasă vota de pe telefon fix, cu voturi și uite așa... În direct? În direct. Deci ai luat o școală de televiziune brută, da, și complexă. Bun. Acum, dacă mă întorc în timp, spune-mi un moment pe care l-ai avut-o atunci, dacă îți mai aduci aminte de vreun dans special, dacă îți mai aduci aminte de vreun cântec special, de care ai fost tu mândru, practic care schimba în tine dorința de a părăsi pentru totdeauna benzina și să rămâi în sânul televiziunii, în sânul entertainmentului. Băi, mi-aduc aminte de multe momente, dar mi-am dat seama că vreau să părăsesc benzinăria. În momentul în care, știi cum era, erau 3 concurenți. Eu dacă eram al treilea, intra primul și cânta. Și începeau voturile, se dădea start vot. După care intra al doilea și făcea artă dramatică, eu ar fi trebuit al treilea să intru să fac dansul. Lumea, în mod normal, te vota pentru prestația ta. Dacă eu până să intru, aveam 3000 de voturi fără să fac nimic. Se dădea start vot, începea emisiunea, venea primul concurent, cânta. Lumea vota. Dar de ce nu aveai... Dar nu te văzuse lumea până... Păi nu, noi eram și eu eram tot timpul la cameră. Înțelegi? Erai... După care, da, eram, dar îți dai seama că erau câteva cadre, nu putea, că na, omul jonglai presta... cu zâmbetul și atrăgeai... Cu fața, lucram foarte mult. Și asta mi-am dat seama, zic, bă, lumea mă iubește fără să... Adică nu făceam nimic, efectiv nimic, nu presta... Da, și atunci am zis, bă, eu cred că... Bine, și încurajat de producători, am care înțeles. Mi-au zis, ai fața lui Puiu Călinescu și că ar trebui să faci ceva mai mult decât să te strâmbi și să... Na, ce... talentul pe care l-ai tu de la Dumnezeu. Și, repet, vreau să-ți aduci aminte de un moment. Mai ții minte vreun moment de acolo? Am cântat, de exemplu, Beatles Yellow Submarine. Mi-a plăcut foarte complex. Mult. Complex. Așa, atâta. Eu nu prea mai cu... ții minte versurile, nu mai ții minte versurile? In the sun when I was born, in the man who sells the sea. Ceva de... Nu cred că mi-aduc aminte. M-am chinuit mult, că nu știu engleză, m-am chinuit mult să rețin versurile. Nu știi un pic de engleză când ai plecat din Petroșani? Hai să spun și povestea asta. Eu la școală am făcut engleză și rusă, în școala generală. Am ajuns la liceu, am continuat să fac limba rusă, am rămas repetent din cauza limbii ruse. Așa. Și pe aia am... Coniez. Da. Și rămânând repetent, am căzut într-o clasă unde se făcea franceză și engleză. Și brusc te-ai trezit cu franceza. Da. Ideea este că... Eu 3 ani de rusă în școala generală, practic nu prea făceam rusă. Aveam un profesor care îți dădea notă în funcție de cum știai ce a făcut Steaua în campionat și cine a dat golurile și dacă ați văzut meciurile. Și am ajuns anul 4 la liceu, limba rusă, fără să știu nimic. Spune-mi 5 cuvinte în rusă. Păi pot să știu fraze. Zi-mi o frază. Cactibia ați avut. Am jurat? Mine ați avut horea. Mine ați avut horea. Păi iată. Rabotă-i? Știu, etă. Etă banană. Etă banană. Nu știu dacă zice banană. Așa-i zice. Așa-i zice. Da. Ciornia more, marea neagră. Cac. Te biază avut. Da. Cac livează. Așa, foarte bine. Da. Să știi că poate să folosești în viitor. Ce limbă îți folosești în viitor? Crezi că va fi chineza sau rusa? Bună întrebare, dar... Sper că rusa, deși nu știu, dar măcar știu să întreb ăla care vine să mă împuște. Cac tibia ați avut, să știu cine... Vreau să abuzez puțin de amintirile tale, pentru că amintirile mele îmi spun următorul lucru. În primul spectacol de stand-up în care te-am văzut, okay, tu te-ai inspirat în numărul tău de umor cu o titulatură puțin aparte față de ceilalți stand-up-uri. Adică? Ce anume, tu ai zis că vii din Petroșani și că ai povestit despre viața de miner. Cine a fost miner în familia ta? Tata. Tata a fost miner și fratele meu o perioadă foarte scurtă. Adică tata a lucrat în mină 20 de ani. 20 de ani în mină? Da. Și fratele meu a terminat școala profesională, în clasa 10-a făceai contract cu mina, luai bursă și el la 18 ani, mi se pare mai tare asta, la 18 ani el lucra în mină cu tata,
Adică eu mă gândesc acum la copiii din ziua de azi, puștii ăștia de 18 ani, care se trezesc la 3:30 dimineața și se duc în fundul pământului, dau acolo cu lopata sau ce fac bine, el era mecanic de... Câte ore stă un miner acum? 6 ore. 6 ore. Da. Adică intrau la ora 6 dimineața, el se trezea la 3:30, dar până ajungea la mină, până intrau cu Olivia. Cum se numea mina? Petrila. Petrila. M. Petrila. Și fratele meu m-a ajutat foarte mult în direcția asta și mi-a zis, fă orice, pune, învață cât poți, numai să nu ajungi acolo. Ei, și fratele meu a lucrat 2 ani până a plecat în armată și a zis, eu în mină nu mai vreau, nu mai... Era mai slab ca mine. Că mai slab ca mine acum, zic. Și după armată au venit și disponibilizările și a găsit această portiță de a plecat. Tata asta voia, mină, salariu, Cosma. Aș vrea să fac un prim test. Da, ziceai de... asta era întrebarea, că am zis că vorbeam de stand-up, mine... că făceam momente. Da, de... da, o să revenim la stand-up, okay. Pentru că este principalul tău atu momentul de față și cred eu că... Este noul meu benzinar. Am în fața mea niște versuri. Ok. Unele lucruri, și trebuie să spunem și celor care ne urmăresc, eu nu le premeditez. Da. Nu știe nimic despre acest moment. Ți-am spus în primul spectacol de stand-up, ai vorbit despre mineri și mi se pare normal ca tu să știi ce-i în fața ta. Ce-i în fața ta? Este imnul minerului. Îl știi? Nu. Pentru că nu... Nu-i nimic. La mine în familie nu s-a cântat. Minerul își construiește singur cerul. Minerul din mici lăpașe lucitoare își face luna. Iartă-mă, greșesc acest stele soare. La fel ca și un vrăjitor, te rog scoate-mă de aici. Minerul cu o mână poate să atingă cerul. Minerul și poate noapte întotdeauna să prinde stelele și luna, să alunge cu un gând un dor. La refren îl lăsăm pe Eddie. Dragii mei, aș vrea să-ți dați subscribe acestui podcast. Voi, minerii. Dar înainte de mineri, știi că știu un miner celebru? Miner celebru? Da. Un miner celebru. Mirun Cosma. Nu. Tata! Da. Tata este un miner celebru de acum. Eu cred că zici foarte bine, de aceea aș vrea să... Ai telefonul la tine? Da. Hai, scoate telefonul. Tata tocmai ce a ieșit din spital. Ce s-a întâmplat? A avut un accident de mașină, nu e nimic grav. Dar nimic grav în sensul că și-a rupt mâna tocmai ce a fost operat. Eu îl sun, s-ar putea să doarmă, nicio problemă. Nu mă ascund, nu... Nu, doar că acum o să fie victimă. Asta vreau să-mi spun. Nu, ai, tată. Nu, vreau să-i spunem sănătate. Ai, ok. Minerul să atingă și el din când în când cerul. Știi cine cânta melodia asta? Nu. Doina Badea. Ia auzi. Doina Spătaru, da. Da, Doina Spătaru. Am crezut. Doina Spătaru. Chiar vreau să știu ce face. Acum sunt chiar interesat. Doarme, sigur. Nu cred că doarme. Nicio problemă. Poți să apropii. Poți să apropii. Dar dacă nu răspunde acum, o să spun. Nicio problemă. Cât stăm aici? Până noaptea, târziu. Oh, nu-i problemă. Cred că e în mină. Știam. Nicio problemă. Vom reveni mai târziu. Sigur. Până atunci ne încălzim. Da. Trebuie să pun... Repet, știi un miner străin celebru? Nu. I saw the flickering. I saw the light when the night drapes by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. Nu știu versurile, dar știu melodia. Făcu la la la. Acum sună tata. Sună tata. Alo? Alo, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Ce faci, tată? Uite,
ajuns acasă. Ai ajuns acasă. Ești bine, nu? Da, bine. Acum bine. Spune-i unde ești. George Handball? George Handball, dar numai cu stânga. Tată, uite, sunt aici cu Horia Brenciu, suntem într-o emisiune. Sunt aici cu Horia Brenciu, nu știu dacă... Da, Mircea spune ceva? Nu, Horia Brenciu, tată, uite, sunt aici. Stai că nu te auzi. Aia, uite, încă o dată. Sunt aici, tată, cu Horia Brenciu, suntem într-o emisiune și m-a rugat așa pe nepusă masă să te sun. Și te salută. Ți-l dau puțin. Sigur la telefon. Da. Nelu. Tata Nelu! Tata... Da, boier. Tata Nelu, Horia sunt. Horia Brenciu sunt. Vreau să-ți spun, Horia. Sunt prieten cu... Cine ești, că nu știu. Zice că face glumă. Eu cred că e o glumă acum. Chiar nu. Sunt un băiat liniștit, dar am înțeles că sunteți cu mâna cu probleme și vreau să vă spun neapărat sănătate multă. Ce zici pe acolo, că nu te înțeleg nimic? Zi în engleză că înțelegi. Stai că zici. Your arms. Vă doresc multă sănătate. Nu, el cred că fac o glumă. Cine e Coso? Eu sunt Coso, așa mi se numește, de la Cosmin Coso. Coso, eu sunt prietenul lui Coso și vreau să vă spun sănătate. Mulțumesc. A înțeles. Că... Și vreau neapărat să vă cânt o melodie dacă vă spune ceva. Sunteți atent? Ia zi. Minerul. Știți melodia asta cu minerul? Lasă-vă vineri, că vineri pe cale de dispariție. Mă bucur foarte mult că am apucat să vorbim și până se revine la minerii în stare inițială, vă doresc foarte multă sănătate și abia aștept să venim la Petroșani odată. Și Coso vrea la fel să... Mersi, cu drag. Boieru, eu sunt boierul. Tată, mă auzi? Să-ți arăt mineritul. Tată. Cred că e de la anestezie. Deci, știi cu cine ai vorbit? Nu știu. Păi ți-a zis omul că îl cheamă Horia Brenciu. Ai auzit de Horia Brenciu? În Petroșani acolo. Am auzit, dar nu-i Horia Brenciu. Numai potrivă de nume. E potrivă de nume. Nu, tată, chiar el este. Te-a salutat, ți-a zis sănătate. Ți-am zis că suntem într-o emisiune. Și m-a pus să te sun și a vrut să-ți ureze sănătate și să-ți dedici o melodie. Minerul își construiește singur cerul, minerul. Îți place? Leru-i-ler, asta înțeleg. Bine, tată. Bine, bă, te sun mai târziu. Bă, da, mă, tată, bine, scuză-ne. Bine. Ne scuzi, tati. Te pup, tati, să rămână. Tati, te pup. Da. Da, bine, tată. Auzi, ce-i fiu tu? Stand-up-ar, numai de glume vă țineți. Abia aștept să-ți arăt filmarea. Abia aștept. Bine. Hai. Da, tată, da. O să pleci. Hai, te pup, te sun mai târziu. Sărătate. Pa, boieru. Pa, să rămână. Bun, eu nu vreau să mă despar de acest moment foarte delicat. Și eu cred că... Nu e Horia Brenciu, lasă-mă, mă... Nu, e potrivele de nume. Hai să spun. În perioada când era la Taxi Driver, foarte, și Măxineanu, celălalt coleg, și Vardă, îl sunau și făceau tot felul de farse. L-au chemat odată la OTV. Așa. Okay, tata se uita mult la OTV la... La Dan. Și și fusese o ultimă grevă la care a participat tata, adică la Mina Petrila, și a zis, domnule, de la OTV vă sunau? Dacă vreți să veniți la domnul Deaconescu în direct să comentați despre... Doamne, eu vin... Și aveți nevoie de casă? Eu am un fiu la București, nu trebuie casă, are drumul să mi-l plătiți. Și era starea să se urce pe tren să vină la... Și să doarmă la tine. Și să doarmă la mine, evident. Minerul. Da. Eu cred că trebuie să trecem la lucruri serioase, nu că acest lucru nu ar fi serios, dar lucruri foarte apropiate de tine. Da. Există cineva cu care te întâlnești zilnic? Da, zi da. Da, soția. Și soția are nevoie și ea de gânduri. Da. Și... De clipe. De momente. De momente. De aceea, doamnă și domnilor, un moment senzațional. Pregătește-te prima dată. Da. Aș vrea să te întreb. Lizzie este acasă? Nu. Este plecată? Este la studio. La studio? Da. Face o înregistrare. Nu știu ce face. Așa zice ea, la studio. Eu cred pe cuvânt. La studio. Crezi că ar fi
plăcut impresionată dacă ar auzi melodia asta. Vai, da, săraca, da. Cred că da. Bun. Pentru că e singura melodie pe care... Okay. Pe care o știe. Bine, atunci eu cred că trebuie să-i facem surpriza. Vrei, da? Să-i facem surpriza? Da. Vrei să sun? Da. Stai să sper să răspundă. Doamne și domnilor, podcastul nostru Telefonie Mobilă este chiar aproape de inimile celor pe care îi sunăm. Eu vreau, adică doar zic alo și începem ca să nu... Dăm tonul. Over. Alo. Alo. Somewhere over the rainbow, way up high, there's land that I've heard once in a lullaby. Dacă știi versurile, cântă cu noi. Somewhere over the și acum partea a doua. Și tu. Someday I'll wish. Știi, știi versurile mai departe cu someday? Nu știi? Nu. Ți le cântăm noi. Nu-i nimic. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney top. They were somewhere over the rainbow, bluebird fly. Oh baby, when then why can I? Băi, toată familia mă face de râs. Auzi? Nu, nu ne brânci, eu doar o potrivelă de nume. Auzi, fiat? A, până acum ai zis ești cu Brenciu și acum domnul Brenciu. Băi, până acum ai zis ești cu Brenciu și când ai auzit vocea, a, domnul Brenciu. Asta altceva. E altceva. Am vrut să-ți facem o dedicație mai mult. Horea. Da, s-a eu. Distrat foarte tare, da, da, la eu. Momentul din ASE Express în care tu recunoșteai una și aceeași piesă, Somewhere Over the Rainbow. Acestea fiind spus. Da. Și nici măcar nu știi că n-a credeam că o să cânți cu noi, dar... Vreau să vorbești cu soția, da, ta puțin. Eu? Până când îți voi desface eu sticla... De vin. De vin. Eu o să spun că l-am sunat... Da, sunt tratat aici, bine, regește. Bine, sunteți fin. Da, fii atentă, l-am sunat și pe tata, care... I-am zis, uite, tată, îți dau un prieten, ți-l dau pe Horia Brenciu, n-a înțeles, și a zis, da, boieru, sunt Horia Brenciu, cine ești, mă, că nu te cunosc? Sunt un prieten și la un moment dat le-am luat telefon și zic, tată, sunt cu Horia Brenciu. Du-te, mă, e doar potriveală de nume, nu e el. Și acum tu, după ce ți-am cântat trei strofe, zici și tu, a, ești cu Brenciu? Da, domn. A, l-am acoperit eu pe Horia. Cum să-ți crezi asta vreodată, să-l acoperi pe Horia la voi? Nu l-am acoperit niciodată, că era mai aproape de microfonul telefonului. Am înțeles, da. Uite, apă minerală, se face șpriț. Scuze-mă că te deranjez, tu preferi șprițul, nu? Da, Lizzie, auzi ce te întreabă. Să-mi spui că ce prefer eu? De vară. De vară. Să-mi spui să mă opresc. Tu, fă acolo treabă. Lizzie, să știi că nu sunt la baie, doar Brenciu care pune în pahar. Ok, stop. Nu știu ce să mai crezi. Îți mulțumesc că mi-ai răspuns. Mi-era frică că nu o să-mi răspunzi. Dar cum era să nu să fii răspuns, alo, dar cine e? A, să fii... Păi nu, că ni s-a mai întâmplat, să știi. Mi se întâmplă des chestia asta. Alo, cine e? Brenciu. Hai, domne, te ții de poante proaste. Nu, de glume. De glume. Te ții de glume. Lizzie, îți doresc multă sănătate, baftă multă. Te sărutăm cu drag. Vă iubesc, că ați știți. Te sărutăm. Dacă nu era Brenciu, nu ziceai asta. Hai, te pupa. Auzi? Te pup, Lizzie. Auzi, am aflat că, uite, am o chestie specială pe care nu știu să o asamblez,
Dar am... Ai instrucțiunile. Citește-mi puțin instrucțiunile. Oh, în română. Topo in goma per anta... Ei, poverini! Ei, che... Na, che cosa fai? Văd că știi italiană. Nu, nu prea. Știu doar poverini și porca miseria. Nu știu, cred că e o jurătură. Mai... Și mai știu, Patriția e franceză. Hai să mamă, termină, mamă, te-am lucrat frumos. Mergem o dată, de ce tot te stupeni? Și, și Patriția care râde așa. E, râde fără sunet, dar râde. În... Mamă, nu se poate așa. Hai să ne grăbim, e vina tanticii, vina tanticii din urmă. Putem suna și pe Patriția dacă vrei să cântăm ceva în italian. Dacă vrei, nu. Hai să treci la mulți ani. Hai, Doamne ajută. Vezi că vinul se numește Chateau Valvis. E alb. Nu se numește așa. Ce e alb? Adamă, Chateau Valvis. Foarte bun. Mie, mai ales că și cafeaua, și banana, și vinul, mai ales că-s gratis. Eu cred că sunt cele mai bune. Dacă știam că plâng astăzi... Auzi, dacă știam că plâng astăzi, mai bine alergam prin natură povestindu-ne viețile decât să stăm la microfoane. Dar oricum, deci, în primul rând, vreau să-i urez tatălui tău sănătate maximă. Mulțumesc. Un singur sfat îți dau. Mulțumesc. Mulțumesc. Mama, mama, te rog eu să... Lasă-l pe bensu. E, poverina. Nu, eu nu mai... Na. Gata, nu mai... Întrebăm aici programul nostru. Bun. Trebuie să mă liniștesc. Ciao tutti. Ciao, Doamne. Ciao tutti. Ciao. Ciao tutti. Ciao, ciao. Hai că cred că așa o să terminăm ăsta. Vreau să te întreb dacă televiziunea asta este marea ta iubire. Cred că este nu știu cum să fac, pentru că și scena îmi place foarte, foarte mult. Foarte, foarte, foarte. Vorbesc mult. De scena de stand-up. De stand-up, de improvizație, de teatru. De la teatru. Uh-huh. Spectacol live. Tot ce înseamnă spectacol live. Mi-e foarte greu să aleg, pentru că de exemplu ce fac la televiziune, laurii mi-au mai târziu, după ce se difuzează și după ce lumea vede acel moment și e posibil să... Dar vrei să-ți iei laurii? De-aia mă sui pe scenă. Asta e, nu? Tu de ce te sui? Nu să-ți iei laurii? Pe când pe scenă lucrurile sunt imediat. Eu nu sunt un reper pentru tine. Da. Uită-mă pe mine. Vreau să te întreb un singur lucru. Da. Văd că odată la 4 ani tu ești prezent într-un reality. Nu mă duc la Survivor dacă asta urmează. Nu, da. N-ai înțeles. Dacă, poate se face peste 4 ani, dar tu în 2017 erai la ProTV la Ferma. Da. Acolo ce atmosferă era? Acolo era o atmosferă apăsătoare. Știi de ce? Încă spun. Zi. Stăteai într-un singur loc cu aceiași oameni. Într-un singur loc cu aceiași oameni. Cu aceiași oameni munceai cot la cot, mâncai cot la cot, dormeai, râdeai, plângeai. Dar erau într-un singur loc, era totul foarte apăsător și foarte greu. Norocul meu... Cred că și nu numai al meu, și al lui, vorbesc de Cătălin Neamțu, a fost că noi ne-am dus acolo pe echipe și ne-am avut unul pe celălalt. Adică ne-a ajutat foarte mult. Aici, în Asia Express, ghinionul meu a fost că am fost cu Lizzie. Nu, e glumă. Nu. Glumă. Am râs? Da. Aș dori, vă rog frumos, să ne dați câteva oferte de o mansardă, doar atât vrea. O garsonieră mică, pentru că astăzi, apropo, după difuzarea acestui podcast, el va sta în chirie. Stai să zic, chiar am nevoie. Chiar aș avea nevoie. Să spun de ce. Sar de la una la alta. Sar de la... Hai să-mi termin ideea și după aia să spun de ce am nevoie de o mansardă. Aici ești tot timpul într-o adrenalină continuă, ești tot timpul pe fugă. Mi-a plăcut foarte mult, foarte, foarte, foarte mult această competiție. Pentru că... în fermă așteptai să se întâmple duelul o săptămână sau 5 zile cât dura, mă rog, un stage. Aici erai tot timpul pe alergătură, pe
na, cu adrenalină continuă. Am înțeles. Dar apropo de mansardă, de ce am nevoie de mansardă? Pentru că nu mai am loc oricum. Eu fac glumele astea sperând să mă dea afară din casă. Eu aveam un cățel, am un cățel pe care l-am luat de pe OLX, drept chihuahua și Rex? Acum Tyson. Fiecare cu propriul nume. Tyson. De la Mike Tyson, doar că al meu e pe alb. Și așa. Iată, și niște probleme de rasism se duc... Nu, am zis doar că al meu e pe alb. Nu am zis că e ce bine că e pe alb. Ai combinații lor? Așa. Și nu mi l-am dorit pe acest. Când ne-am întors din Asia, Lizzie a venit cu cățelușa acasă, tot de rasa lui Tyson, că noi l-am cumpărat pe Tyson de chihuahua, dar e chihuahua lup, am descoperit mai târziu. Scuze-mă, Tyson e chihuahua? Lup. Chihuahua lup? Da. E o struță, o cămilă, ceva. Noi am dat bani pe el, cumpărându-l de chihuahua. Edi, te rog frumos, nu râzi, să nu râzi. Omul vorbește serios, zice chihuahua lup. Este foarte serios. Și, prin ce se referă lup? Adică chihuahua, chihuahua, ăla micu. Ăla micu, doar că el e mare. E chihuahua, dar e mare. Și când rage sau latră, face... Când latră? Rua! Nu. Când latră, e este între chihuahua și lup, așa latră. Deci... Chihuahua latră, așa, lup, și... Go, și el e la jumătate. Dă-mi un fa. Înțelegi? Okay. Și a luat acest chihuahua, am dat 800 de lei pe el, am descoperit că e un super maidanez foarte drăguț. I-am zis că 800 de lei îți cumpăram una de post dacă știam, mai trebuia să-i dăm. Așa. Și l-am cumpărat de la o doamnă de pe OLX. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Că nu știu cum să-i spun, ca să facem așa o paralelă, doamna un fel de, să-i spunem, sora lui Connector. A venit, ne-a dat... Așa? Da? Că vara nu doar, ne l-a luat iarna. Așa? Așa. Și Lizzie, acum când a venit din Ația, a mai venit cu o cățelușă acasă, pe care a zis că a găsit-o pe stradă cu o doamnă care era, și ea dormea pe bancă, și mie mi-a părut rău că a luat doar cățelușa, putea să o ia și pe doamna. Așa. Ai nevoie de masă? Ne-am certat foarte tare pe tema asta. Bă, nu mai vreau un cumcăț. Pentru că întâietatea lui Tyson a dispărut. Nu, pentru că întâietatea mea a dispărut. Putai să mă mai descurc. Am zis, unde doi câini, e foarte complicat. Corect. Și ea îi spune Bela, e foarte urâțică cățelușa, dar e ironic, cum eu îi spun lui Tyson. Tyson, puternicule, da? Forțosule, namilă, dihanie. Bela, ea îi spune Bela, eu îi spun ceau și... Și surpriza surprizelor, domnul Brenciu, de ce îmi caute o mansardă, este că ea n-a știut, zic de Lizzie, n-a știut că această Bela este gestantă și acum o săptămână a fătat, am 6 câini acasă, dacă te interesează. Nu cred așa ba ceva. Ba da. No puedo creer. Ba da, am 6 câini, eu cap vrei pe să câini. Vrei să te ajut? Dă-mi pozele celor 6 câini. Vreau să trebuie să mai crească un pic. Și m-am gândit, trebuie să mai crească. Nu i-am găsit încă. Nu trebuie să mai crească un pic și m-am gândit să fac giveaway. Nici o glumă aici. Chiar, în fine, hai, Doamne ajută. Deci chiar am nevoie de o mansardă. Nu mai am loc în casă de câini. Dar tu peste 4 ani trebuie să fii prezent, ca să revenim la ferma Asia Express 2017, 2021, 2025. Unde vei fi acolo? Ce tentativă vei avea în viitor? Ce provocare vei accepta în viitor? Adică, nu cred că mai vreau nicio provocare de genul. Pe bune? Da. Nu, adică pentru mine Asia Express a fost limita la care cred că aș fi putut să particip într-un reality. A fost foarte greu, foarte, foarte greu, real. Foarte greu, dar și foarte frumos. Paradoxal. Adică mi-a plăcut... Dar acum îmi descrii relația cu soția. Da. Foarte frumos. Nu, e foarte frumoasă, dar e foarte dificilă. Ești frumoasă, dar ești dificilă. Iată cum se schimbă melodiile. Am înțeles. Știi că eu mi-aduc aminte de un lucru și vreau din nou să apelez la amintirea ta. Da. Când ai venit la... Eliza a venit în 2016 la X Factor. Da. Ea a venit pe scenă și după aceea a intrat în echipa mea. Da. Iar tu erai în sală. Da. Iar eu am forțat puțin nota și te-am adus, asta trebuie să-mi aduci tu aminte, într-una din etape, da? Ca să vă sărutați și ca să-i demonstrez dragostea, pentru că știam că poate fi un moment de televiziune. Da. Și după aceea tu ai sărit pe scenă și i-ai cerut mâna sau ai făcut ceva în sensul ăsta. Mai ții minte exact? Momentul ăsta? Nu mai ții minte? Deci nu a rămas în suflet. Nu, că nu i-am cerut mâna atunci, în fine. Dar când i-ai cerut mâna? După asta, după 2016. Voi când v-ați căsătorit? În 2000... Ce an sunt? 2018. Deci,
Atunci, eu practic, da, pentru că erați la început, eu am fost prezent la nașterea multor cupluri, da, din viața, da, de, să zic așa, mondenă, de mondenă bucureșteană. Hai să spun, ca să știe lumea despre ce vorbim. Iar eu cred că am pus un vreasc. La focul care încă arde. Că arde, dar nu o să mă arde pentru că cei 6 căsăluci plus Bella, păi Ciao. Nu, sunt 4 și cu Bella și Tyson sunt 6. Am înțeles, înțeles. Știi că atunci când făta, eu tot ziceam, gata, te rog. Hai, mai ieșit un pui. Să se oprească la 2, la 2 e foarte bine. A, mai ieșit un pui, că ea stătea și da, era moașă, ca să zic așa. Și la 4, și la 4 eram deja oricum transpirat, deja căutam internet mansarde, zona Unirii. Și s-a oprit la 4. Dar, da, nu mai aduc aminte acest moment, pentru că eu am fost foarte emoționat. Când și la un instrument? La chitară. Când e... Oh, nu. Avem și pană, dacă... Nu, cred că... Pana, unde e pana? Corbului. Avem pană. Tu crezi că aici ești la un... Tu crezi că aici ești la un podcast serios? Da, nu, chiar cred. Serios. Chiar cred asta. Vine și pana în momentul de față, acordează-ți chitara. Vezi dacă e acordată. Asta e. Nu stă vreun instrument neacordat la tine aici. Dar tu nu știai că eu știu să cânt la chitară? Știai, nu? Știai? Mi s-a mai întâmplat să ne întâlnim să... Când ai cântat ultima dată la chitară? Oh, Doamne, spre rușinea mea am chitară acasă. Și cred că am un an de zile de când am mai cântat la chitară. Iartă-mă, dar va trebui să te rog ceva foarte important. Dar să știi că eu, să nu mă pui să cânt vreo melodie pe care nu știu. Nu. Știu și cântă cea mai bună melodie pe care o știi tu la chitară. Cea mai bună? Melodie. Eu am o melodie în cap. Ok. Dar nu știu dacă o știi. Samuero. Nu. Nu. Minerul. Dar eu, să știi că nu... Hai să spun cum s-a întâmplat. Fratele meu era disperat să cânte la chitară. De-aia eu îi datorez și mulțumesc pe acest... Pe îi datorez foarte multe și mulțumesc pe această cale. Te rog, la cameră. Marian știe. Am petrecut foarte mult timp împreună și am avut timp să-i spun toate lucrurile astea, dar le spun și public, ca să zic așa. Și el era cu chitara și mi-am dat seama, având parângul acolo și zic de munte, și urcând la munte, mi-am dat seama că fața mea nu prea mă ajută la cucerit, fete. Nu m-ai văzut la 14 ani, stai liniștit, crede-mă, tu zici, acum ești drăguț, crede-mă. Și am zis, băi, cum pot să... Nu eram încă sigur pe umorul meu atunci, ziceam că e doar așa o chestie de moment, îmi mai ieșeau anumite glumițe și se mai râdea, și am zis, bă, chitară, dacă fratele meu cântă, am stat în față-mă și pe mine 4 acorduri cât să cânt o melodie. Și am învățat aceste lucruri, am dus la munte cu prietenii mei, zic, acum e momentul, am să cuceresc, am să rup, cântam melodii, știu, numai melodii de dragoste și de despărțire, toți strângeau la brâu, la piept câte o fată, iar se chitara. Se termina, eu rămâneam cu chitara, toți plecau cu fetele în cameră și eu... Ai fost izvor inspirațional pentru multe cupluri. Eu acum sunt cu... Sunt cu copiii mei, da, aici, da, iar tu îți rei rolul de a fi inspirațional. Inspirațional? Ai dat asta cu copiii, m-ai rupt, nu. Bun, fii atent aici. Eu vreau să cânti o păsărică, mi-a spus că tu știi să cânti ceva despre mama. Oh, nu. Nu vreau. A, vrei tu asta? Mă rupe. Asta mă rupe în două. Adică mă rupe, da, după aia luăm o pauză, dacă vrei. Păi pentru ce este vină? Sună cineva? Da, sună... Un coleg, de un prieten foarte tata, bun. Tata? Dacă mă sun... Nu. Scrie Hara, da, ai văzut, tata. Da, vrei să cânt melodia asta? Este foarte tristă și pe mine mă rupe, adică e despre mama, na, nu știu cum să... Deja m-am emoționat numai când mi-ai zis să cânt piesa asta. Dar mama când? Mama... Când a plecat? Când aveam eu 19 ani, deci 99. Cel mai dureros, unul dintre lucrurile... nasoale, a fost faptul că era și foarte tânăr, avea 40 de ani. Da. Și n-a apucat să mă vadă niciodată pe scenă sau la televizor. Și că n-am apucat să-i spun multe lucruri. Și că etc. Dar, da, e... Eu, nu știu, mă gândeam deja la tot alte melodii, mă gândeam, zic, ce să cânt, mamă, Stand By Me, hai să... ceva, să... Să știe și Horia, că tu știi toate melodiile din lume, dar mai sunt melodii pe care, sigur, la munte
Sunt. Eu cred că tu ești o combinație fatală de nebunie și liniște. Lumea te-a văzut doar în nebunie, cu accente de dinamică profundă. Okay. Dar niciodată nu te-a văzut sensibil. Partea asta, în toate poantele, în tot stand-up-ul Nathan Ticu, vine ca un lucru care te completează. Nu îți pune piedică. Absolut deloc. Nu. Adică am momentele mele. Uite, un lucru care cred că m-a unit așa cu Lizzie este exact acest lucru. Amândoi ne-am pierdut mama. Exact ca și tine, Lizzie și-a pierdut mama la 11 ani. A crescut și fără tată și până la 11 ani a crescut cu bunica ei și la 11 ani am murit și bunica ei, adică mi se pare mai... Da, dar... da, și n-a mai rămas nimeni din familie ei. A revenit tatăl care divorțase când avea ea 2 ani, divorțase de mama ei și a revenit tatăl ei, da, cumva să mai ajute, să mai... O susțină moral. Să mai susțină moral și financiar, îți dai seama că n-a fost ușor. Mai știi acordurile de la piesa cu mama? Da, bine... Asta este piesa mea de zi. N-ai mai cântat 2 ani de zile la chitară. Dar n-am mai cântat piesa asta, cred că de 3 ani. Cred că de 4 ani, când am fost în fermă, cred. Mai cântam. Ok. Wow, sper să nu. Da, merg pe drum, lumea mă întreabă, da-le-le-le-le-le-le-le. De ce porcă mașă neagră? Dar eu le spun cu supărare, ale-le-le-le-le, că m-am mai bol navătare, dar nici o frunză nu e amară. Da-le-le-le-le-le-le, ca mama de-a doua oară. Dar nu te îmbracă, nu te spală, ale-le-le-le-le, ci te dă pe ușa afară. Dar mamă, cum să fac să ajung? Ale-le-le-le. La tine pe sub mormânt, da, să sărut mâinile moi, ale-le-le-le-le, care ne-au crescut pe noi, da, să sărut mâinile moi, ale-le-le-le-le, ale-le-le, care ne-au crescut pe noi. Uf, mamă. Bravo. Da, e... Și care treaba, cred că este singura piesă, melodie, piesă, pe care o cânt și nici... mai cânti melodie, știi, mai cânti. Dar asta e singura piesă pe care... Pe care o trăiești. Pe care o trăiesc. Adică vine atât de din mine și sigur sunt artist. Nu știu cum să... Arunc-o, nu ne mai trebuie. Și-a făcut treaba. Doamne ferește. Chitara este... Nu, nu. Iertați-mă. Am învățat asta. Chitara. E atâta știu și o să cânt. Pe asta s-o prețuiesc. Eu știu la ce mă gândesc. E că, domne, îmi place chitara și am grijă de ea. Ce faci, Lizzie? Da. Eu cântând această melodie înțeleg adevărații artiști, cântăreți, care cântă din suflet și înțeleg ce îi simt pe scenă. Sigur că am o experiență a scenei, dar melodia asta îmi spune exact
ce simte un cântăreț atunci când își cântă o piesă care e dragă, care... care e perfect compatibil. Exact. Ai zis foarte bine. Ai vorbit de scenă. Uh-huh. Scena pentru tine nu este un lucru străin. Nu. Scena pentru tine este un dat. Eu intuiam asta. Și-au văzut și spectatorii. La Sala Palatului. Dă-i tu play. Mamă. Ce drăguț. Ce bine că... Ia. De liceu. Wow. O emoții la română. Da. Simpli ani de liceu când la... Cu publicul am avut o relație specială. Zic că... De liceu când ții soarele în mână, te crezi legendar Prometeu. Ani de liceu când se întâmplă o tragedie, fiindcă el te-a zărit un fil cu un alt băiat. Bring it down! Bring it down! Liceu, îmi plepind cu poezie, tot ce ai, tu mai bun, mai curat, toată sala cântă cu mine! Ani, liceu, cu emoții. Am avut și o relație cu sala. Ani, liceu, la mate, dar de greu. Ani, liceu, ți soarele în mână. Doamne, câte emoții am avut aici! Doamne, Doamne! Eu îmi doresc foarte tare să ajung atât de bun în stand-up comedy încât să-l iau pe Brânciu deschide. Ai văzut cum cântă sala cu mine și eu nici măcar nu sunt pe afiș? Nu sunt pe afiș și sala asta cântă cu mine. De-aia mi-am pus poză cu mine, că nu mai am loc pe niciun gard de tine. Da. Ăsta ești tu. Ăsta ești tu. Ăsta ești tu pe care l-am descoperit eu. Un tip plin de, un tip plin de viață care are o bază foarte bună. Sunt oameni pe care îi văd și pe care îi întâlnesc că nu sunt atât de deschiși. Când ți-am zis, hai la Sala Palatului. Ok, vin. N-ai mai zis, uite, n-am timp. Sunt oameni... Eu sunt curios, ce artist? În devenire sau middle name sau headliner, dacă vrei, da, cum folosim noi în stand-up, primește o ofertă de a presta în fața 4.000 de oameni și să spună, bă, ce e azi? Plus că era pentru prima oară când urcam pe scena Sala Palatului. N-am mai urcat, am mai reparat că toți când urc. Dar în fața unui public și în deschiderea lui Horia Brânciu să fac un pic de stand-up. Doamne, ce emoții am avut. Pentru că mi se părea așa, eu mai văzusem spectacole de stand-up câteva. Vreo 10 ani, îți dai seama. Uh-huh. Și senzația era așa. Aveam eu câteva glumițe, nu le mai țin minte. Cred că tot asta cu minerul. Nu știu, nu mai știu. Minerul. Ce. Minerul, da. Și ridicam privirea și vedeam primele rânduri și ridicam privirea următoarele și nu se mai termin și nu se mai termin. Exact ca atunci când cauți malul, știi, ești pe mare și nu și iar val și iar val și iar val și cu cât vedeam valul mai mare, îți dai seama că ești captiv pe insula respectivă. Da. Și nu mai poți să evadezi. Da. Să știi că eu te-am apreciat și pentru un lucru, de obicei artiștilor le e foarte dificil, nu imposibil, dificil să presteze în fața tinerilor. Și mă refer aici la adolescenți. Da. Iar eu te-am văzut pe tine într-un alt loc, la un alt stand-up, în fața unor... adolescenți. Adolescenți la un liceu, da, la care era fiica mea mijlocie Maria. Da. Și atunci ai găsit poantele potrivite pentru oamenii respectivi. Pentru copiii respectivi. Diferă, bănuiesc, poantele de la adulți, sigur, la copii și mai departe. Sigur. Mie, dacă vrei să faci o poantă, uite aici, în fața tuturor, ca să râdem, ai o poantă pentru noi? Pentru... Te-am pus sub presiune? Da, nu sub presiune, niciodată. Ești... Nu, e foarte simplu să zic n-am. Și, și asta e poantă. Și iată, bună, și iată că, n-am. Băi, să știi că în general m-am scos. Am știut ai zis n-am? De câte ori ai zis n-am? O, toată viața. Dar lumea când te întrebe, băi, Natanticu, băi, dă-i și mie o poantă. Hai să spun, uite, o poantă pe care pot să spun aici și funcționează la orice nivel de... Așa, eterogen, așa. Da, eterogen. Este vorba despre nașa mea care m-a botezat, care m-a încurajat în viață și mi-a zis, Cosmin, de mic erai urât. Mi-am văzut că pe parcurs m-am urățit, dar...
se pare că... Și mi-a dat un exemplu, adică nu gratuit așa. Și mi-a zis că atunci când m-am botezat, Canașă mă ținea în brațe în biserică, a venit preotul la ea, a întrebat-o celebra telepes de Satana și mi-a dat drumul. Și... Nu, ai înțeles tu greșit. Ce? Preotul a zis Santana. Santana! Că iată, tocmai ce-am lăsat chitara din mână. Ta, 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 da. Ta, ra, da. Văd că ai terminat paharul, ceea ce mă... Nu, acum. Ne trebuia și un... N-am fost pregătit mai forțat. Cu încă un șervețel. Nu e cazul. Îmi place să... Eu de aia mi-am lăsat cioc, mai duc acasă. Și ce faci acasă? Mă curăț în cioc și când mănânc, când astea, mai dau și la câini. Apropo, ți-ai botezat câinii? Da, mi-am botezat câinii, dar pentru că am vrut să... Să-mi zici stop. Stop. Pentru că n-am vrut să mă atașez de ei, pentru că eu chiar vreau să fac giveaway, să-i dau. I-am botezat 1, 2, 3 și 4. 1, 2, 3, 4, come on baby, say you love me. Da. Ok, vreau să te întreb o chestie apropo de vin. Da. Eu nu beau cu șpriț. Tata era preferatul șprițului. Da. Care este motivația principală pentru care tu bei șpriț? Să beau mai mult. E foarte simplu. Eu dacă beau sec, la trei pahare nu m-am oprit. Ne-am oprit din interviu și rămânem noi și cântăm la chitară și plângem. Sănătate la 1, 2, 3, 4. Să fie sănătoși. Bun. Și să-și găsească stăpân cât mai repede. Mm. Asta se va întâmpla pentru că acum urmează un set de 10 întrebări. Ok. Să știi că întrebările astea nu le-am luat de pe internet, ci le-am compus special pentru tine. Nici nu mă așteptam să... Adică pentru tine special. Aștept. În fiecare dimineață mă trezesc la ora... 12. Bun, nu, gata. Da. Nu suport... Să mă trezesc mai repede. Ok, bun. Asta a fost ca o glumă. Nu, vine acum una mai tare. Ok. Pentru că tu ai, în ultima perioadă, ești expert în social media. Emojiul tău preferat este... Ce e? Îmbrățișare. E așa ceva? Și asta. Asta nu se poate pune... Doamne ajută. Asta e Doamne ajută? Da. Și mulțumesc, nu e? Mulțumesc că este... Așa? Poate să fie și... Așa e Doamne ajută? Așa e mulțumesc? Da. Băi, internetul ăsta e plin de surprize, mă. Da. Bun. Femeia ideală este cea care... E la mine acasă. În mansardă? Și nu mă trezește înainte de 12. Petroșan sau Vama Veche? Vama Veche. Salutare tuturor din Petroșani, Cosmin Atanticul, concitadinul vostru nu e interesat deloc în viața voastră. Nu. Ai pus să aleg între Vama Veche și Petroșani. Da, eu am vrut să... știu, mersi mult. Accidentez problema. Cine mai călca prin Petroșani de acum? Și acum îți întorc eu întrebarea. Te rog. O gafă pe care vrea să o ștergi. Mamă, cât de multe sunt. Da, chiar că nu, că sunt multe și asta mă gândeam la căsătorie, oare sau... O gafă pe care aș vrea să o șterg. Am făcut o gafă foarte nasoală în TVR, fiind la emisiunea Bravo Bravissimo, când au fost atentatele de la 2001. New York, din 2001, de la turnurile gemene. Am primit, trebuia să facem un fel de improvizație, primeam niște chestii pe care trebuia să improvizăm cu ele, cum aș promova eu un hotel care este plin de șoareci. De șoareci și de murdar și totul ce vreau să-l promovez. Nu mai știu cum se numea moment rubrica de improvizație pe tema asta. Da. Și tocmai ce fusese asta și am zis, șoricii sunt foarte buni, pentru că eu venind din mină, eu știam că șoarecii sunt foarte apreciați în mină. De ce? Pentru că ei sunt primii care simt mirosul de gaz. Cu tremurul. Și fug. Și în momentul în care ăsta, luminerii chiar își dau seama că e un pericol. Pentru că e simt mirosul ăsta de pungile astea de gaz care se găsesc în mine. Și eu știam, bă, ăștia simt pericolul. Asta știam. Simt pericolul primii. Având experiența minei. Sau cunoștințele din mine. Cunoștințele, astea erau. Cu bagajul ăsta venisem eu la TVR. Cunoștințele din mine. Și am zis, cum să nu fie bine să ai un hotel șoricei? Ei simt primii pericol. Gândiți-vă dacă cei de la World Trade Center... Da. Și era în direct, adică nu știi, aici mai pot să zic o prostie și dacă vrei tu să o tai, o tai, dacă nu, acum mi-asum mult mai multe decât atunci.
Și am zis, dacă aveau ăștia la ortei să întreșuricei, să mă arunca lumea, să rea lumea pe geam și... Oh, Jesus, oh, mamă, și vedeam pe toți așa cum le pică. Puf, puf. Adică, da, aș... Ah, și a venit la mine... Doamna producător? Corina, producător, și mi-a zis, bă, ești cretin. Și am fost, ce? Nu a fost funny? Da, da, da. Și zic, bă, oamenii au murit acolo și... Adică... E foarte interesant cum tu acolo ai spus un lucru legat de experiența ta da. Din copilărie, care dar este adevărată... Dar n-am trecut-o printr-un filtru. Dar nu ai pus-o la nivel terestru și sub, ci sub pământean. Înțelegi? Da. N-ai trecut-o din nou printr-un filtru. Crezi că în momentul de față ne trebuie filtru când intrăm pe televizor, când suntem în atenția oamenilor? Da. Da, 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 da. Pentru că oamenii sunt deci foarte... oamenii nu-și vor da niciodată seama că noi suntem naturali și firești? Da, da, dacă ești natural și firești și poți să jignești printr-o glumă, poți să-i superi pe oameni. Că până la urmă tu n-apar la televizor pentru tine. Vezi că dacă tu spui chestiile astea, David Chappelle își dă demisia. David Chappelle nu apare la televizor. El are niște glume. Mai grav. Mai grav, da. Și e în America. Bun, am schimbat continentul. Te rog. Perfect. Am schimbat Relom, țara și continentul și lumea. Am schimbat pământul. Tocmai a avut un scandal. Dar dincolo de asta, da. Dincolo de gafa aceasta, niciodată nu-mi place să beau... Nu există ceva să... Deci... Niciodată nu-mi place să beau... Nu-mi place să beau... Vodka. Nu-ți place vodka? Nu-mi place vodka simplă. Deci nu o să faci stand-up în Siberia? Nu, dar dacă îmi pune un pic de suc de portocale, o beau. Deci da. Vodka seacă, așa, ca să zic. Cel mai mult la un om apreciez... Sinceritatea. Cel mai bun stand-upper din România este... Costel. Ce rapid e. Nu eram aici, ultima întrebare, dacă? Dacă aveam altă treabă. Dacă nu mă chemai, logic. Deci eu te înțeleg perfect. Când ți-am dat telefon, ai părut surprins? Da, pentru de că ce? Nu mă așteptam. Chiar nu mă așteptam să faci... Nu te-am văzut în niciun podcast, niciodată. Eu nu te-am văzut la nici... Sunt o grămadă de podcasturi, știi foarte bine. Așa. Nu te-am văzut în niciun podcast, mă gândeam că nu-ți place ideea de podcast și atunci... Ce înseamnă podcast, de fapt? E acest interviu în care ești foarte liber să faci lucruri și să vorbești liber și să... Și să... Nu știu, să... Pe o scară de la 1 la 10. 10, Horia, 10, bravo. Ți-a ieșit. Mi-a plăcut foarte. De la 1 la 10. Unde este cariera ta în momentul de față? Cred că 8. 8? Da, da, deci da. Mai ai două puncte. Mai de luptat am. Și mai de mai luptat am. Mult și cu cei patru câini și cu soția și cu mansarda. Da. Dacă acum în fața micilor ecrane, da. De laptop, de telefon și așa mai departe, e un tip din Petroșani care știe foarte bine cine e Natati cu Cosmin, marele mecene, mecene, da. Și vrea neapărat să-i spună, băi, eu plec, eu acum plec să muncesc în străinătate. Deși îmi place să glumesc, deși îmi place să fac anumite glume cu colegii, eu nu vreau să-mi găsesc. Dar uite, mă, Panatanticu a reușit acolo. Nu că ar fi neapărat la podcastul lui Brenciu, ci a reușit acolo. Da. Ei spus să stea, să plece în Germania sau să stea și să creadă și să vină în București unde... Întâmplător noi... Se întâmplă ceva. Întâmplător noi, băieții care am plecat din Petrușan cu trupa asta, Neața, care, apropo, eram Neața înainte să ai tu emisiune. În fin. Și... Da. Și unul dintre băieți, așa ne-am despărțit, unul dintre băieți a plecat în Spania, la Căpșun, pentru că nu... Ți-am zis, alergam pe scări, ne feream de administrat, ne era foarte greu. Nu... Deși apăream, la televizor, deși lumea ne recunoștea în metrou, care tata, fac o paranteză, că l-ai auzit și cred că l-ai cunoscut și la nuntă, tatăl meu, eu când am plecat din Petroșan și am zis mă mut la București de tot, am plecat cu chitara în spate și a zis unde pleci tu, cri, 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 pe marginea drumului, vin în mină, ai salariu, eu vorbesc, te bag și am zis eu în mină niciodată. Și mi-a fost foarte greu, culmea că trimitea conservele pe care le primea în mină, pe care nu le mânca și mi le trimitea mie la București să mai mâncăm din când în când. E un lucru da. De admirat, da? Și eram foarte mândru că lumea mă recunoștea în metrou. Și l-am sunat pe tata și am zis, tată, știu, nu am, dar mă recunoaște lumea, mă recunoaște lumea în metrou, mi-a zis. Și a zis, și? Îți dau și ție un leu? Că deci el tot pe... Ce faci cu asta? Adică n-a înțeles niciodată, mult mai târziu a înțeles, bucuria de a fi recunoscut, de a fi recunoscută munca până la urmă. Tatăl tău,
Da. A fost vreodată la un spectacol de-al tău, da, de stand-up? Da. Unde, în București sau în București? În București, în București. Am venit și am zis glumele cu minerul și cu... Și atunci n-a realizat că toți oamenii din jur au plătit bilet? L-a realizat mult mai devreme, mult mai devreme. De când am început să am o constanță în televiziune și mergea la poștă și lumea îl recunoștea și mi-a zis tată, m-a întrebat doamna, sunteți frate cu domnul Antricu de la A înțeles, dar el atunci n-a înțeles, pentru că eu chiar am avut treaba asta cu el. Unde pleci tu? N-aveam nimic sigur. Am plecat la București, n-aveam nici, a zis, unde pleci? Îți dau un loc de muncă sigur. Și am zis, mină? Ce cu tine? Eu abia încarc chitara până la București în spate, unde să intru în mină? Revenind la întrebarea ta, care era... Să nu mai dai vie? Care era cu tânărul din Tânărul Petrușan? Din Petrușan. Unul dintre băieți a plecat în Spania, la Căpșun, și a zis, bă, nu, e clar că nu... Am încercat niște ani, n-am reușit, dar am întâlnit un om căruia am să-i mulțumesc toată viața mea și am mulțumit și lui personal, adică nu e, Laurențiu Duță. Laurențiu Duță? Da. Care mi-a dat un sfat extraordinar, foarte simplu, dar extraordinar, pe care dacă vrei să-l înțelegi bine, dacă nu, așa în teorie e foarte ușor. I-am zis, ce să fac? Ce să fac să reușesc și eu să... Că făceam spectacole pe la mare, apăream pe la TVR, ce să fac? Și mi-a zis așa. Dacă vrei să reușești, nu renunța. Atât de simplu. Nu uitați piesa cu Kate Bush și cu Peter Gabriel. Don't give up. Don't give up. Da, da, asta a fost. Și atunci am zis, băi, în momentul în care eu renunț, nu mai am cum să-mi ating visul, n-am cum să mai reușesc. Plec la Căpșuni. S-a terminat. Te-ai gândit vreodată că și muzica poate să facă parte din visul? Practic, dacă ai zis că ești la 8 pe o scară de la 1 la 10, da, poate muzica te aduce pe locul 9. Nu m-am gândit. Nu m-am gândit, eu așa am apărut prima oară pe scenă, am cântat, am fost la un festival Voci de Copii, la Aninoasa, lângă, așa, și am luat locul 3, cântând o melodie de-a lui Bănică. Găsește-ți loc în inima mea. Randevul din vis, nu era pe atunci, aveam... Ăsta nu-i hit. Păi nu era, nici Bănică nu era cine știe ce când cântați melodia lui, că nu era. Gândește-te că asta se întâmpla în 96. 96. 94, ba, da, era 90. Cunoscut, pentru că 97 eu prezentam... Era cunoscut, dar nu cu melodii. Absolut, absolut. Faptul că toată lumea scrie ceva pe internet, da, poate să fie în același timp un coșmar și o binecuvântare, din punctul multora de vedere. Da. Eu pe pielea mea am trăit acest coșmar pentru că am luat câteva decizii în viața mea și profesională și nu numai, care au fost imediat punctate de oameni. Da. Și ție ți s-a întâmplat asta în ultima vreme? De curând mi s-a întâmplat, dar... Exact. Dar. Vreau să te întreb un singur lucru, pentru că nu este prima, nu o să fie nici ultima, îți spune un om mai bătrân. Da. Vreau să încet, încet, e ca un fel de experiență. Nu știu, când ai un copil, nu știi nimic. Când ai al doilea copil, deja știi ceva și al treilea, deja... Poți să pleci de acasă. Da. Acum... După un... Orice se întâmplă, se poate face o gafă, se poate face o greșeală și imediat publicul, cel care urmărește ce se întâmplă, te sancționează. Care este cea mai bună... Ce ai învățat tu în ultima acestei experiențe? Care este cea mai bună versiune pe care poți să o dai publicului, prin care să îi liniștești totodată, prin care să... Aici este măestria omului. Am făcut o gafă, s-a întâmplat o problemă, s-a întâmplat un incident neplăcut care poate, în care eu poate am fost personajul negativ. Da. Stați așa, îmi cer mii de scuze, nu e adevărat. Cum faci tu în același timp în spațiu media pentru a reface? Sau a face ceva în spațiu media este cea mai bună soluție? Nu. Am învățat că atunci când primești, ca să o spunem mai direct, absolut, comentarii negative, hate, yes, așa se spune, hate. Ură. Ura și la gară? Ura și la gară. Este cel mai bine să-i lași în pace pe acei oameni, pentru că cei care te apreciază și cu această... Adică poți să treacă peste gafa pe care tu ai făcut-o, un incident pe care tu l-ai... ar putea fi interpretat negativ. Uh-huh. Și au ei grijă. Eu doar las lucrurile acolo. Ăsta sunt. Eu am postat, am greșit sau am pus o poză ca și cum... Na, nu mi se pare ceva... Uh-huh. Și ei văd negativul. Și văd negativul. Pentru că am experiența Ferma Vedetelor când... Și neamțul este martor. A, deja ai experiență. Aici. Am experiență. Niște nemți sunt aici. Unde am ajuns până în semifinală sau nu știu, oricum, până aproape de final. Și deodată? Și n-am avut niciun fel de conflict cu nimeni. Niciun fel de conflict cu nimeni. Și mi-am luat hate tocmai pentru că... N-ai avut nici... Nu, n-am,
n-am participat la... Eu am, dacă se certau doi, eram, bă, nu știu, eu cuneam să făceam glumi, habar n-am, nu mă bag, tocmai pentru a nu intra în acest conflict. N-ai vrut să intri în furturile. Tabără, să fiu de partea unei tabere sau alte. Și atunci mi-am luat hate. Păi tu ești om când nu te implici. Și nu m-am implicat. Acum că am făcut în Asia o chestie, nici nu vreau să vorbesc despre asta neapărat. Nu contează lumea... ce s-a întâmplat, da. Contează ideea pentru că și mi-am luat tu hate. Te vei întâlni în viitor cu ea. Și, a, nu, a, ca să-mi termin ideea, eu atunci când îmi luam hate, eu vorbeam, le scriam. Dar eu, care e problema? Adică intram în discuții cu niște oameni pe care nici măcar nu-i cunoșteam, nici măcar nu știam ce hram poartă, nici nu știam cum arată. Și am zis că eu cu cine vorbesc de fapt? Și acum am învățat că pot să am o poziție publică la un post de televiziune, într-un podcast urmărit. Nu e vorba de mine. Da, nu e. În care eu pot să-mi spun absolut părerea. Dar am mai realizat că indiferent dacă tu dacă ție ți s-a pus o etichetă și tu încerci să o scoți, foarte greu schimbi părerea acelui om. El e convins că tu ai greșit și rămâne așa. Și atunci... Am înțeles. Atunci eu trebuie să trăiesc cu asta. Deci nu trebuie să ascultăm niciodată piesele formației Gaz pe Foc. Știu orice că... combatere, încercare de combatere, da? Orice lucru pe care vrei să, prin care tu crezi că liniștești opinia publică, de fapt este gaz peste foc. Da, așa este. Și atunci lasă lumea să spună părerea, pentru că eu mi-am dat seama în Ați Express că oamenii care comentează și comentează destul de urât la adresa mea, sunt oameni care au niște frustrări și abia așteaptă să... Mai poți să mai dai în Iohannis, mai poți, ți s-a luat să-i spui lui Ciolacu, ți s-a luat să-i spui lui Orban și atunci ai că zis, bă, nenorocitule, uite ce-ai făcut, jeg uman, mi se pare, știi? Și atunci am zis, bă, oamenii... Jet lag uman. Jet lag, da. Și atunci am zis, bă, cred că cel mai bine îi las să se întâmple și am învățat tot de la Bitman, culmea, nu culmea, e totuși unul care are experiență. Că nu e ușor, nu e nici greu. Nici greu. Să încerci acum să te oprești. Dar ca și publicitatea asta negativă, nu știu dacă e o publicitate, atunci când se vorbește negativ despre tine, este bine să se vorbească. Am înțeles. Ești de acord? Că nu doar ai înțeles și... Eu... Avem un dialog, nu... Da, ești de acord? Ești de acord? Adică... Sunt de acord cu tine și... Nu cu mine, cu Bitman, că eu am preluat asta. Eu mai fac anumite lucruri. Eu mai încerc anumite dialoguri. Da? Pentru că... Încerc să schimb ceva? Cred că pot să schimb ceva în omul să, respectiv? Pot să nasc o umbră de îndoială a respectivului, uh-huh, care a zis, băi, ești un cercar, uh-huh, și eu te iubesc. Nu, am încercat și asta. Nu. Și am încercat asta. Trebuie să ai un după izvor nesecat. După ce că ești prost, mai ești și ironic. Nu. Și atunci ești, se oprește. Nu, aici. Sunt colegul Dalai Lama. Da. Aș avea o întrebare din partea tatălui tău. Cred că... L-ai sunat și ai vorbit? Absolut, am vorbit cu el. Da. De-aia am zis să nu mă recunoască din prima clipă. Când vine un natantic mic? Oh, când nici nu te aștepți. Bun răspuns. Și un ultim test muzical, pentru că știu că timpul tău este foarte important. Eu nu am timp, crede-mă. Ți-ai anulat totul? Trebuie să terminăm sticla asta. Și avem valiz. Eu nu plec așa. Știi că era asta, vorba asta. Lași ghinionul. Absolut, absolut. Nu, fără ghinion, că mai e un ultimul test muzical, poate dura o veșnicie. Ok. E foarte important să le spun celor care ne urmăresc că niciodată n-am premeditat sau nu premeditez de obicei întâmplările muzicale. Okay. Pentru că mă bazez ori pe spontaneitatea celui din fața mea, ori pe neștiința, că și neștiința te face om, vorba aia. Bravo. Deci îți voi da din nou câteva versuri. Da? M-am pierdut și de ce că apropo de vorba asta, neștiința te face om. Tatăl meu mi-a zis o vorbă care eu am luat-o aliteram. Vezi, trebuie să ne oprim repede. Da, nu. Stai să zic. No, mi-a zis așa, omul că trăiește învață și tot prost moare. Ce voia el să spună? Ar fi fost că oricât de mult ai învățat, nu, n-ai cum să le știi pe toate. Ei, eu am luat așa, deci eu învăț și tot prost mor, păi la ce mai învăț? Știi că lasă să... Și din clasa întâi așa am mers pe vorba asta. În fine. Eu cred că tu te afli acum la un podcast. Da. Interviu sau cum vrei să-i spui tu, care se numește Lucruri Simple. Apropo, nu uitați, subscribe, share, monșer, like, fike. Mike, like.
Natantico, liniuță jos, Cosmin pe Instagram, Natantici pe YouTube. Știu că o să ștergi asta. Tyson. Tyson 1, 2, 3, 4. Și Bella Ciao. Bella Ciao. În momentul de față, da? Eu am o piesă care se numește... Lucruri simple. E foarte simplu ce trebuie să faci tu. Asta îți place să faci? Da, da. Îmi place să... Ce-mi place mie să fac? Minerul. Ok. Minerul și cerul. Uite, dacă vrei, te poți da mai tare. Ecou, ai ecou în oglindă, era să zic. În cască, 2-10-4-9. Poți să dai mai... Dacă vrei, te auzi bine? Perfect. Da. Vezi că astea nu sunt microfoane normale. Sunt microfoane pentru viitor cântăreți. Încep eu. Te rog, asta voiam. Nu știam cum să încep să spun. Asta e o piesă foarte frumoasă. Cunoaștem. Nu te... Ceea ce cânt eu, linia muzicală, o pui tu. Eddie e la pian, ca de obicei, plin de dragoste. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să fie așa, ca un furg în palma ta. Pentru mine nu ar fi puțin. Nu caut cuvinte greu de înțeles, nici motive. Ajută-mă aici. Ca să iubesc. Refren. Orice mi se aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. E de ajuns doar muzica, mi-e de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. E bine, asta e prima strofă și continuăm, să știi. Este o piesă întreagă. Și după aia reluăm. Nu, vezi că reluăm e la final când ne îmbrățișăm. Da, așa facem. Mie îmi place orice zi care mi-ar putea zâmbi dimineața lângă perna ta. Îmi plac tu așa cum ești, oh, yeah. Când mă cer și când mă iert. Și speranța, Lizzie, că nu te vei schimba. Nu caut mistere să le dezleg. Orice mi se aș avea, okay. Lucruri simple voi păstra. Cerul albastru eu și tu. Mi-e de ajuns. Mi-e de ajuns doar muzica. Mi-e de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Na 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 na. Orice vise aș avea, lucruri simple voi păstra. Cerul albastru, eu și tu.
Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta. Lucruri simple voi păstra. Mulțumesc frumos pentru vizita la mine. Mulțumesc frumos pentru invitație. Mulțumesc foarte frumos pentru gândurile și pentru emoția pe care mi-ai dat-o astăzi. Mulțumesc că mi-ai dat ocazia să fac aceste lucruri. Am vrut de mult să fac lucrul ăsta. Mulțumesc frumos pentru banană pe care am să-i aduc tatălui meu. Mulțumesc frumos pentru că mi-ai plătit taxiul. Nu vreau să zic de vin. Mulțumesc frumos pentru lucruri simple. Mulțumesc și eu frumos. Sunt Horia Brenciu. Viața mea nu-i perfectă, dar ea se poate perfecționa datorită invitațiilor mei. Nu uitați, în fiecare zi vi se întâmplă lucruri simple. Bucurați-vă de ele. Ne vedem luna viitoare. Până atunci, orice vi se aș avea, lucruri simple voi păstra. Ce era albastru eu și tu. Minerul din viața mea. Și podcastul stă cam așa. Lucruri simple voi păstra. Cheers! Sănătate! Poți să mai rămân să termin paharul sau trebuie să plec? Poți să mai rămân pentru că trebuie să dai un autograf special. So